Mergem chiar acum la Ministerul Sănătății, unde face declarații Andreea Moldovan. Datele pe care le folosim necesită periodic o actualizare sau o updatare. Drept pentru care ne-am gândit care ar fi indicatorii de calcul ai zilei de carantinare cei mai sugestivi pentru procesul epidemiologic din teritoriu, astfel încât să știm că imaginea pe care ei ne-o vor oferi atunci când vor fi calculați va fi imaginea mult mai apropiată de realitate. Și care sunt acești indici? Sunt 6 indicatori. Da. Am avut încă 2 variabile în interpretarea acestora, drept pentru care ne-am înțeles cu toții că vom face simulări, iar mâine la ora 1 ne vom întâlni ca să tragem concluzia finală. Puteți să le spuneți mai concret, exact care sunt cei 6? Îi spun mâine, pentru că sunt important să-i calculăm. Sunt practic indici de evoluție, de trend evolutiv, de rată de incidență, de capacitate de testare, de capacitate de sau de număr de cazuri pe o unitate teritorială, focar, fără focar. Deci, practic, sunt niște indicatori tehnici pe care, în momentul în care îi vom agrea cu toții, îi vom face fără niciun fel de discuție publică. Să înțelegem mai exact, această capacitate de testare, cum anume v-a ajutat la calculul ratei de infectare? Practic, dorim să avem o testare mai abundentă decât o avem acum, tocmai pentru a avea o imagine mai bună a ceea ce se întâmplă în țară. Știm că se fac PCR-uri și capacitatea de testare este mai mare decât cererea actuală. Avem testele de antigen rapide care sunt disponibile și care pot să fie folosite începând cu luna decembrie și sunt cu valoare diagnostică, pentru diagnostic pozitiv. Și cu toate astea, oamenii se testează destul de puțin și evită de multe ori să-și facă acest test, care cred că de multe ori le salvează viața. Dacă știm ce se întâmplă, dacă știm că este COVID, dacă e să fie COVID, atunci automat persoana respectivă poate să ia și măsurile de sănătate publică necesare. Ok, rata se calcula în funcție de acești 6 indici. În momentul de față, rata în funcție de câți indici se calculează? Sunt 2 lucruri diferite. Practic, rata de incidență de care vorbim se calculează pe un interval de 14 zile. Doar că există un număr de teste care nu sunt raportate în timp util de către laboratoare și, de asemenea, există un număr de teste care nu sunt alocate. Testele care nu sunt alocate nu sunt în modul acesta pentru că e nevoie de ancheta epidemiologică ce stabilește apartenența cazului respectiv. Astfel încât, având un număr de teste nealocate și un număr de teste care nu sunt transmise în intervalul de timp optim de către laboratoare, am observat că există diferențe în calculul ratei de incidență. Drept pentru care am convenit cu toții astăzi să calculăm această rată de incidență luând în evaluare 14 zile, dar practic 14 zile care se opresc cu 3 zile anterior momentului vorbirii, tocmai ca acele cazuri pe care noi le luăm în calcul să fim siguri că sunt cazuri alocate și cazuri raportate corespunzător. Este mai mult o creștere, dar nu este o creștere foarte mare, dar practic este, ca să fiu mai explicită, că am văzut că nu, îmi cer scuze, e o gândire așa îmbârligată de multe ori. Practic, luăm 14 zile. Să zicem că suntem în data de 17. Noi putem să le luăm din data de 2 până în 16. Doar că cele din 16 nu sunt întotdeauna alocate toate, drept pentru care există un număr de teste care nu aparțin nimănui. Și atunci nu avem unde să le punem în ce găleată. În momentul în care noi luăm în calcul datele din 1 până în 15, de exemplu, atunci automat acolo știm că testele pe care noi le luăm în calcul sunt teste deja introduse, deja alocate, deja aparținând cu